Plângere penală împotriva ministrului Justiției Tudorel Toader, făcute de sindicaliștii din penitenciare. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, un dosar penal referitor la abuz în serviciu și restricționarea dreptului de reprezentare sindicală pe numele ministrului Tudorel Toader se află deja în lucru la parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție, fiind declanșată urmărirea penală în REM. Săptămâna aceasta au fost audiați reprezentanții părții vătămate, respectiv Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, Tudorel Toader urmând a a fi chemat în perioada următoare pentru a fi chestionat de procurori. Marți sindicaliștii au anunțat că pregătesc o nouă plângere penală pentru abuz în serviciu pe numele ministrului Justiției, susținând că angajații din penitenciare nu își primesc banii pentru orele suplimentare, deoarece ministrul întârzie semnarea unui ordin.